Rapid a dat de gazon cu voluntari în această seară. Trebuie să înțelegem alături de Helmut Duca, de America, Răducanu și Florin Bratu, cât de bun a fost Rapid sau cât de slab a fost voluntar, pentru că aceeași a fost și discuția ieri la FCU cu Craiova, cu Cluj. Da, Helmut? Dacă în prima repriză am mai sperat și eu și cei, cred că și cei de la voluntari, au luat într-adevăr două goluri, primul cel puțin pe o fază cu mult noroc. În partea a doua n-a mai existat voluntar, a fost o singură echipă, Rapid, care s-a distrat practic. Da. Deci, e, cine e Rapid foarte bună a fost sau voluntari foarte slab? Voluntar foarte slabă și Rapid. Bun. Foarte bun. Bună. Ok. Bun. Rapid s-a instalat serios pe poziția a treia clasamentului. Dugan, zice, a devenit golgheterul campionatului. Cred și eu, cu două triple în două meciuri. E simplu. Tare de tot. Și atenție, numai un gol din penalti, din 11 metri, în condiția în care până acum avea, cred că, aproape mai multe goluri din penalti decât din acțiune. O să și îl auzim. Nearică, ți-a plăcut? De ce notă ți-a plăcut? Mi-a plăcut că am câștigat cu 5-0. Și eu te spus, pe 5-0 la fel ca Craiova cu ăștia. Păi n-am dat Săpunarul, n-am dat și el gol, 5-4-1, toți, am dat un... A dat pasă de gol, că se... Bă, dacă e 5... Băi, 4, tot Rapid. Ați dat 5 goluri, s-a terminat 4-1. E tot, am dat, noi Rapid a dat 5 goluri și 4-1. Da, stați să vedeți că în seara asta o să vă arăt cel mai tare gol. N-ați văzut până acum. Da. Ia, nu, o să mai încolo un pic, dar nu e din campionatul meu, o să vedeți cel mai tare. Dugan, zi, se va prezenta cu mingea. Ai dat 3 goluri, ai confiscat varza. O pui acasă. Am mai luat una, da. Nu mai are unde să le pun. Haideți să-l ascultăm. Marco, man of the match today and a hat-trick again for you. You start to like this feeling to score 3 goals. What's the feeling after this victory? Yeah, really, again, amazing night for me and for the team. We every match we go to win, but this win was really amazing. I think this last goal, little bit in last minute, it's little bit not what we expect, but we give 4 goals. We are closer to our objectives and really amazing night, what I can say. What's the feeling when you score 3 goals and you see these fans and you are enjoying this victory? Yeah, it's really amazing feeling. From first day when I come here, they accept me from, like, I'm from here long time. So, yeah, I want to thanks them for everything what they give to me and to the team, of course, the big support what they give to us. And, it was really amazing feeling every time when I score, every time when we win. So I hope we will continue like this. 7 points for you in 3 games. It's a good result after this short period. Yeah, we can say it's very good. Like I said now before, maybe this conceded goal in the last minute was a little bit unexpected, because in 3 matches we didn't concede a goal, only this one. And we score 7, so I think it's very good beginning of the year, of course, and we will not stop here, of course. We will continue to play good, we will continue to give our best for each the playoffs, and after we will see what can happen. So you are leading right now the ranking for the top scorers. You want this title? Yeah, like I said yesterday on press conference, I'm not too much focused on this you have 15 goals, so it's a good feeling. You can score more? Yeah, of course, but like I said, I'm not too much focused on this. I would just want to give my best to stay healthy, to help the team, and like you see today, I give my best, the team play good, and I score 3 goals. That's why I don't put too much pressure to myself that I need to be first or something, and I just want to play match by match, and after, like I see, I'm in good shape and the team playing good, so I hope we will continue like this. You also dream about this hat-trick? No, last night I didn't dream anything. I don't remember really what. But okay. It's okay. Thank you. Thank you.
Așa, pe scurt, sigur, că se simte ca și cum ar fi de multă vreme la Rapid. E uluitor, e amazing, de multe ori. Dar în orice caz, spune că vor să continue și vrea ca Rapid să continue pe linia aceasta. Nu se concentrează asupra golului pe care dă și asupra atitudinii de golgheter, îl crezi, Florin? Nu-l cred. Nu-l crezi, bun. Hai că aici stăm de acord în povestea asta. Bineînțeles că îl interesează titlul golgheter. N-ai fi atacant. Veritabil, dacă nu te-ai gândit la asta. Evident. Și că, da, vor vedea în play-off, o să ajungă în play-off și de acolo vor vedea ce e posibil. Asta lasă deschise oportunitățile pentru orice. Dar Duca zici, da, arătat ca atacantul exact de care aveau nevoie. Nu, mi se pare, oamenii ăștia... Sigur că mai are un mic lucru de înscris în CV, Nearică, să învețe să vorbească românește. Dacă vorbește românește, îi mai dau o minge, pe cuvânt. Lumea nu are nevoie, care are multe de altceva, mă, nu știu. Da? Văd că, bă, lasă mai am multe așa, că măcar să iasă golgete și noi campioane. Da, să nu știe românește. Da, și să vorbească românească, să înțelească române, că da, nu știe multă lumea engleză. Da. Lasă că Nicolo Napoli n-a învățat după 20 de ani. Bine, păi da, la nivel de... Da, da. Nota 4-5 românești. Da, important, uite, că oamenii ăștia câștigă în scriu gol, asta e cel mai important. Limba fotbalului, domnule, da, pe asta frumos, o cunosc. Asta e o glumă. Da, dar îmi place. N-ar fi rău să înveți, dacă tot stă pe aici, că ar fi și mai în grațiile publicului giuleștean și al telespectatorului român. Mă gândesc. Asta e bucuria... Nu numai la pista, oriunde dai goluri, e frumos să dai golurile. Da. Când dai gol, e nasol. Da. Aproape, ziceau și telespectatorii, Florin, că îl iubește la dor, zicea chiar mingea pe Dugan, zici. E un pic de noroc să e multă știință în plasament? E și șansă în povestea asta? Trebuie să ai și șansă ca atacant, ca fotbalist până la urmă, dar el se poziționează bine. Vedem și la primul gol, practic are instinct acolo, așteaptă foarte bine mingea sau, eu știu, o respingere a portarului, dar Marco are lucrul acesta în sânge, simte goluri, simte spațiile foarte bine, piciorul acesta stâng manevrează destul de bine, dar am văzut că are și o mobilitate bună. E calitatea lui și mi-amintește de perioada Botoșani, pentru că și atunci la Botoșani, în primul an când a venit, a fost așa, wow! Uh-huh, uh-huh. Și nu știam de unde să luăm, dar ne-a impresionat plăcut. Da. Ți minte că s-a și accentat atunci, da. După o serie bună, era în a avut probleme Botoșani fără el și după aia a revenit și lucrurile au venit la normal. Și începutul greu de la Rapid, prea întrebări dacă e chiar omul care le trebuie, că nu dă goluri, că în fine. Mai de el, din lovituri de 11 metri, dar ăla... Trebuie să dai și de acolo, evident. Dar, într-adevăr, acționează repede și nu ratează. Asta e, că la atacant... Poți să ratezi de acolo, să dai în portar, în Popa, care e un portar bun, nu știu, are vreo vină la golul Popa? Nu. Să-l ascultăm și pe Liviu Ciobotariu, că te fie interesant ce ai de spus și un învins cu un asemenea scor. Vă dumneavoastră și la un scor destul de mare astăzi, care ar fi concluziile după acest rezultat? Așa este. Suntem clar într-o scădere de formă. Am făcut un joc foarte slab astăzi. Am încasat 4 goluri, toate din 7-8 metri, din 10 metri, din careul nostru. Este o situație grea, clar am făcut decât prezență pe teren astăzi, am fost umiliți. A părut așa că nici măcar schimbările nu au funcționat. Da, trebuie să recunosc că nici eu n-am fost inspirat, nici la alcătuirea primului 11, nici la schimbări. Însă problema cea mai mare este că am devenit din echipa care eram înainte, o echipă puternică care încasa foarte greu gol. Am devenit o echipă vulnerabilă. N-am avut atitudine, n-am avut agresivitate. N-am avut personalitate, practic
am început practic jocul cu trei apărători centrali și am luat două goluri din 10 metri, din axul central. Încă o dată ne-a lipsit și curajul și personalitatea. Am părut ca o echipă mică. Îmi asum acest rezultat. Sunt responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă. Va trebui să iau măsuri, pentru că așa nu se mai poate. Dar astea sunt lucrurile noastre pe care le voi discuta cu jucătorii. Umilință, într-un cuvânt. Foarte slabi. Ce v-a durut mai tare, dacă putem spune așa? Faptul că a fost această dezorganizare și au fost foarte multe găuri acolo în apărare sau faptul că echipa a șutat prima oară pe poartă după minutul 90, după ce în meciul cu CFR nu fusese niciun șut pe poartă? M-a durut cel mai tare că antrenăm ceva, discutăm, vorbim, analizăm și totul pornește de la personalitate. N-am reușit să avem posesie, n-am reușit să trecem în terenul advers cu mingea. Vorbind de organizarea defensivă, unde noi eram o echipă foarte puternică, am devenit foarte vulnerabil, primim gol din orice zonă și nu este normal. Sunt supărat, încă o dată. A apăsat un pic și atmosfera aceasta din Giulești, pentru că e o atmosferă destul de apăsătoare în general, așa, pentru adversari. Noi știam unde jucăm, am și discutat cu jucătorii înainte, le-am spus și știau și ei, nu este primul joc al lor pe Giulești, adică ne așteptam să fie stadionul plin, cu o atmosferă frumoasă, dar problema a fost la noi, bineînțeles, și adversarul care ne-a dominat. Noi am făcut foarte multe greșeli, impardonabile la nivelul ăsta. Devine periculos pentru noi. Clasamentul e tot mai strâns acolo, da, în spate. Da. Vă îngrijorează lucrul acesta dacă nu se trezesc jucătorii dumneavoastră? Pentru că spuneați că trebuie să-i scuturați așa un pic, să luați câteva măsuri. Cu siguranță voi lua, altfel nu putem să înaintăm. Altfel nu avem cum să înaintăm. Mă îngrijorează, bineînțeles că mă îngrijorează situația din clasament, pentru că etapele se scurg, celelalte echipe acumulează puncte, se luptă pentru ele, se fac tot ceea ce e posibil să adune un punct, trei puncte, însă noi trecem pe lângă etape, jocul nu ne dă speranțe, trebuie să fiu sincer, să recunosc, dar vom schimba foaia și voi trece la repercusiuni, pentru că nu se mai poate. Păi sunt curios să vedem ce scrie pe foaia următoare, dacă o schimbă pe asta. În schimb, el este în vreun pericol, Liviu Ciobotariu, ți-o pare, Helmut? Da, cu siguranță. Voluntarul a intrat în hora echipelor care luptă pentru baraj. E la 3 puncte, practic, de Ucluj. Și următoarele 3 jocuri au acasă cu FCSB, în deplasare la FCU Craiova și după aia acasă din nou cu Universitatea Craiova. Deci următoarele 3 meciuri s-ar putea să fie decisive pentru el și pentru echipă. Pentru dintre cei mai longevivi antrenori din momentul de față în Liga 1. O să luăm o pauză, sau Superliga, o să luăm o pauză și ne întoarcem cu alte reacții. E și un blocaj psihic, nu știu, trebuie să ne adunăm cu echipa undeva, poate, nu știu, să bem o bere împreună ca să ne relaxăm puțin și să fim mai uniți. Cum reușiți să scoateți echipa din criza asta? Ce trebuie să fiți așa scuturați? Ce v-ar trebui? Avem noi un secret, am mai făcut înainte de meci cu FCSB din retur și cu Craiova anul trecut, dar nu pot să vă-l zic. Sper că să vorbim cu băieții și o să repetăm ritualul ăsta al nostru. Păi urmează tot un meci cu FCSB, păi, deci puteți să... Da. Putem să o facem iarăși din nou. Vă temeți că ar putea plăti antrenorul pentru rezultatele? Nu, cred că e mister vinovat aici nici într-un caz. Cu el am obținut cele mai bune rezultate și cred că tot cu el trebuie să mergem până la capăt.
Eu știu că de obicei plătește antrenorul, dar eu simt și cred că și echipa simte că în primul rând suntem noi vinovați în această situație. Pentru că nu facem destul. Nu facem destul pe teren, nu câștigăm un duel, ceea ce mister nu poate să schimbe asta. Ați plecat în 2022 pe un loc ok, acum sunteți acolo în spate și se strânge clasamentul la retrogradare acolo. Da, așa este. Chiar astăzi mister ne-a spus în vestiar că parcă la un moment dat, înainte de vacanță, eram bine, ne gândeam cu, eram cu gândul la play-off. Și dintr-o dată, după trei meciuri, ne gândim să nu retrogradăm direct. Pentru că ați văzut că sunt foarte puține puncte acolo. Nu știu, trebuie, o să găsim o soluție și eu cred că o să fie bine. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, mai zice Rață înainte să intre că atunci când erau bine, când erau în clasament, le intrau și mingile, se săreau din adversari, intrau în poartele, se săreau în bocan, că acum e ce când... N-are noroc. Când a, ce a fugit și norocul de la noi, Dumnezeu. Da, e complicat, e complicat și să... Odată cu mingile le-au sărit și primele. Da, probabil. E complicat să trăiești o strategie. Au un secret. Uite ce secret ori fi având? Au zis că se adună o bere. Nu, și a zis un lucru interesant, trebuie să fim mai uniți. Păi de ce nu fiu uniți? Păi unde? La o bere, ce e mare lucru? Păi așa ne strângeam și înainte, cât beam o bere, vorbeam când greșea unul. Bă, da, așa, păi nu, n-am fost tot. Plătea bere, ăla care greșea. Păi nu contează că stă bere, șpriți bere, dar ne întâlneam, mai vorbeam. Da. Că până la urmă tot fotbaliștii sunt ăștia care pierd, că ei joacă pentru... Da, bineînțeles, antrenorul, ei sunt vinovați și antrenorul plătește. E simplu, adică aici e clar. E clară treabă și nu ia nimica, joacă de ceaba și mâine poimne se pomenește că... Îmbătrânește și n-are nimic așa. Da. De ce, Nearică, de ce Rapid acum pare o altfel de echipă cu multe goluri înscrise față de... Altădată. Da, altădată. Am și zis, greu înscria mai mult de un gol, două. Greu de tot. Cred că în acest campionat doar de două ori au mai înscris trei goluri în afară de... Și acum în două meciuri consecutive pe teren propriu... A dat băiatul ăsta, câte trei. Da, asta, Dugan zice, ăsta e secretul? Da, foarte, da. Dugan zice secretul pentru atâtea goluri înscrise? Nu, echipa joacă și el are... Dar ce-i schimbat? Ce-i diferit? Nu, secretul lui e că stă bine în teren, nu ne trebuie, că el poate să zice mai bine, că dacă știi un stai că întâmplător... Trebuie să ai și echipa adversă mai subțire, chiar să stai între ei, altfel n-ai cum s-a și întâmplat gururile alea. Păi, și tu dacă erai, nu dădeai gururile alea. Dădeai cu stângul în dreptul. Da, exact așa făceam. No, dar, bun, nu, e să... În primul că n-ajungeam acolo, că asta e, mi se pare că el se duce unde trebuie. Nu te duci, învățați să stai mai mult până apărare. E așa, probabil. Eu știu. Da, sunt pomană mai stăteam. Față de alte jocuri și cu Sepsi și astăzi, au avut mai multă șansă de a marca. Deci au mai avut ocazii în alte jocuri. Ba da, dar au avut și în alte jocuri ocazii foarte multe care le-au ratat. Ei, astăzi le-a ieșit și cu Sepsi la fel, Rapid. Nu cumva ai și un pic mai mult curaj, nu în sensul că e mai ofensivă echipa, dar un pic mai mult curaj și mai multă, cum să spun, concentrare pentru fazele pe care le au. Că ei, la un moment dat, am văzut cu ce rapiditate reușesc. La okay, primul gol n-aș putea să spun. Apărarea. La primul gol n-aș putea să spun. Acolo a fost o întâmplare. Că a ajuns minge la Duganciți. Da. Nu știi ce se întâmplă, Radu? Păi, de-aia zic că e și șansa. Este în primul păi rând... Nu e cuvânt în pare. Se duce pe noi, uite, cel lui Albu, se duce la... Nu, asta a fost al doilea gol. Primul gol când a vrut să șuteze la poartă și a ajuns minge la Duganciți. Da, păi, Duganciți era... Asta înseamnă și șansă. Nu știu că a vrut să șuteze. A vrut să șuteze la mine. Așa mi s-a părut că a vrut să șuteze, da. Ia să mai vedem, domnule. Ia mai cunosc. Primul gol. Da, primul gol, da, evident. Al doilea a fost un gol foarte frumos. Da. După care, goluri de echipă... Da. Ce ni se mai întâmplă de data asta? Ah, ok. Din păcate, da. E o alarmă pe care o să oprim. Despre dispariția unui copil. Important, asta e serios. A crezut că mai vine vreo ninsoare. Și era serios, dar asta e și mai serios. N-am reușit să avem primul gol. Nu-i nimic. Să-l auzim pe Sefer, ne mai uităm o dată. Da. La primul gol.
pentru voi și ce succes, ce scor, cum e acum în vestiarul vostru, se sărbătorește această victorie? Sărămânile. Da, suntem foarte fericiți pentru această victorie, ne bucurăm că am câștigat cele 3 puncte în această seară. Știam că Voluntarii este o echipă incomodă, se apără foarte bine, dar am practicat ce ne-a spus la antrenament și drept dovadă am luat cele 3 puncte. Ați defilat, dar pe final a venit așa și un gol și ați pierdut locul întâi la cea mai bună defensivă alături de CFR Cluj. Da, probabil ne-am relaxat puțin, suntem supărați chiar dacă am luat un gol. Sperăm să fim concentrați până în ultimul minut și să nu mai luăm goluri de genul acesta. Ce face Dugan, zici? Hat-trick din nou. Anul ăsta merge foarte bine. E foarte fericit, ne bucurăm pentru el, sperăm să marcheze și să ajungem acolo unde ne dăm cu toții. Ne așteptam cu toții să te vedem în Belgia, să ne uităm la meciurile tale acolo, te vedem tot aici în Giulești. Mulțumit până la urmă de decizia ta? Nu știu dacă sunt mulțumit, dar am hotărât cu clubul să rămân în România, pentru că nu au fost cerințele noastre, nu am cuvintele acum, nu-i problemă. Da, n-am ajuns la un anumit cu... Nu ați ajuns la un acord privește pretențiile tale. Asta o să fie tale, de... Da. Îmi cer scuze, da. Și din am rămas la club, la Rapid, sper să continui foarte bine aici, să mă antrenez foarte bine și să fac meciuri bune. Pentru tine cum e? Pentru că întotdeauna un tânăr, în momentul în care are o ofertă, tinde așa să viseze. Cum e să rămâi? Cum reușești să rămâi așa cu picioarele pe pământ, ancorat în ceea ce se întâmplă? Îmi dau încredere aceste lucruri, dar las capul plecat, muncesc foarte mult la antrenamente, sper să-mi revin la forma pe care am avut-o la începutul sezonului și doar cu multă muncă voi deveni iarăși un jucător bun pentru ei. Adrian Mutu, ce ți-a spus? Că ai de muncit ca să meriți acolo locul pe teren? Da. Voi munci mult mai mult. N-am fost într-o perioadă bună, dar mi-am revenit, îmi aștept rândul și voi da totul pentru echipa, să-mi ajute echipa și clubul. Pe noi trebuie să meargă la Zulte Varghe, mic, pe la retrodare. Sefer, nu pe noi. Sefer, pardon. Da. Ei, pe noi. Pe noi, dacă mă gândeam că el a pierdut echipa în favoarea lui pe noi. Da. Și că asta ar trebui să-l preocupe foarte tare, dar pare ok. Nu i-a ieșit cu numitorul comun. Bă, nimic, e o chestie. E obosit. Matematică, da, nu, dar e simpatic să faci și n-are probleme. Nu, dar vorbește bine. Da, e ok, e regulă. La fața lui? A făcut bine când a plecat, adică, la o echipă de retrogradare. Să plece. Păi da, dar n-au ajuns la un, vorba unui colegi, la un numărător la comun. La un numărător comun n-au ajuns. Și până la urmă acolo e treaba. Acolo e, asta e, da. Că se pare că nu-i dădeau un salariu prea mare și nici echipa era interesantă în fiind la retrogradare. Dar, bun, a rămas aici. Clubul nu s-a spărat pe el, pentru că alții s-ar spăra dacă veneau niște bani pentru club. Nu, cred că era prea mult așa că... Dar oricum, stând aici, ea cheltuiește. Să ne așteptăm cu Anghel Iordănescu după acest meci. Rămar jocul bun, cursiv, consistent, solid, dar Rapidului, cu bună dispoziție de joc și la Ioniță și la Pănoiu și mai mult decât atât, tribuna care ajută în permanență și care dă amploare jocului Rapidulețului. S-a asigurat Rapidul un loc în play-off acum, cu această victorie în mare parte? Eu cred că da, pentru că joacă bine, joacă destul de avântat acasă, dar trebuie să-și consolideze jocul și în deplasare. Pare o echipă de nebătut așa în Giulești. În Giulești e greu să pierd. O seară bună. Păi nu pare. E de nebătut până acum în Giulești, că n-a luat bătaie. Pe de altă parte, să piardă play-off-ul sunt 15 puncte. În momentul, sigur, Petrol nu și-a jucat meciul în această etapă. Dar să recupereze 15 puncte ar trebui să fie o catastrofă. Nu se poate numi altcumva. Cum să pierde în momentul ăsta play-off-ul? Dar, da, Albu să-l ascultăm și el cu multe contribuții la reușită din această seară. Pentru voi, 7 puncte obținute în 3 meciuri. Mulțumiți de cum au mers lucrurile în această seară? Bună seara! Da, într-adevăr, a fost un meci la discreția noastră. Cred că puteam să câștigăm la un scor mult mai mare. Dar, per total, eu cred că este un rezultat bun, o victorie meritată. Ne doream să avem din aceste 3 meciuri 9 puncte, dar... Din păcate, pot spune că nu prea ne-a ajutat terenul de meciul trecut, dar nu mai contează acest lucru.
Ceea ce contează este victoria din această seară. Gol frumos pentru tine, pasă de gol, bară, ai muncit așa în meciul ăsta, care-i sentimentul? Da, sunt fericit, mă bucur pentru că am reușit să marchez, că am reușit să-mi ajut echipa să câștigăm. Cred că asta este cel mai important, să câștigăm și să ne facem suporterii fericiți. Dugan Zici s-a specializat pe hat-trick-uri, vă trage așa și pe voi, vă obligă și pe voi să munciți și voi mai mult? Nu, el este atacant, asta trebuie să facă, să dea goluri. Sper să dea câte un hat-trick la fiecare meci, dacă se poate, pentru că atunci noi vom câștiga. El va ieși golgeter și cred că toată lumea câștigă, nu? Rezultatele acestea cred că le dau așa și mai multe speranțe și fac pe fanii voștri să viseze și mai mult. Cum vă calculați voi această luptă pentru play-off și pentru titlu? Pentru că e anul centenarului și automat suporterii au pretenții. Da, într-adevăr, știm ce pretenții au suporterii, știm ce pretenții avem și noi în vestiar, dar important este să rămânem cu picioarele pe pământ, să luăm meci cu meci, să nu ne avântăm, pentru că în primul rând trebuie să intrăm în play-off, apoi când se vor înjumătăți punctele, vom vedea la ce puncte diferență vom fi și atunci ne vom bate pentru primele locuri. Dar prioritar este să terminăm acest campionat, pentru că mai sunt 6 etape și trebuie să luăm maximul din aceste meciuri. Care-i secretul vostru? Pentru că sunteți singura echipă neînvinsă pe teren propriu în acest sezon. Care ar fi acolo secretul? Secretul nostru sunt suporterii noștri. Nu cred că este un secret. Ei ne împing de la spate, poate și în momentele grele ale jocului, atunci când poate dăm impresia că adversarul ne domină. Atunci ei intervin din spate și cântă și ne dau aripi pentru a zbura pe teren și pentru a mânca din adversar. V-ați bucurat că l-ați păstrat pe Sefer, care a rămas alături de voi? Da, ne bucurăm pentru fiecare jucător, nu doar pentru Sefer. Eu unul sunt bucuros că am rămas toți jucătorii. Sunt bucuros că a venit Fușă, pentru că este un jucător, ați văzut, cu calitate, care ne poate ajuta. Dar îi pare trebuie că puțin n-are timp. Nevoie de integrare prea mare. Da, într-adevăr, dar tot îi trebuie puțin timp pentru că a făcut doar câteva antrenamente. Dacă va mai veni vreun jucător, îl așteptăm cu brațele deschise pentru că orice jucător va veni, sunt sigur că va avea calitatea necesară pentru a ne ajuta. E luptă mare acolo în clasament. Ce rezultat vă doriți mâine seara la Cluj? Sincer, eu nu mi-aș dori să bată CFR-ul. Dar, se duc mai în față, dacă vă. Da, se duc mai în față, dar important este să nu câștige FCSB, nu? Dar pentru noi, ca și clasament, cred că un egal ar fi cel mai avantajos. Mulțumesc! Mersi frumos! Da, antistelismul, Helmut, se vede chiar împotriva propriului interes. Că interesul ar fi, într-adevăr, să nu se depărteze nimeni prea mult. A, important, interesant, lucrurile astea. Da, da, este și un obiectiv probabil să fie în fața FCSB-ului. Și asta, da. Asta, totuși, după meciurile astea, adică întrebarea asta, jucând așa, se pot gândi un pic așa, trage cu ochiul către titlu? Rapidu? Da, mă gândesc, nu voluntari, Rapidu. Ce vorbă, că asta nu ne-am propus, adică de ce știu eu cel puțin. Tu nu v-ați propus, da. Dacă ar fi și da, poate cine, așa, cine... nepropunându-vă așa, jucând așa, se poate, sau... Da, pe cine joacă mai bine? Dacă te uiți în campionatul nostru... CFR e solidă, tare de da. Tot. Da. Tare. Adevărul e că, uite așa, cum a luat ce a făcut așa, Bandecească, echipă ca Dan Petrescu. E periculoasă echipa, deci CFR pot să fie campioană sau Faro. Rapid, e bun și locul 2-3. 2-3. Cântă imnul. La 2-3 nu cântă imnul. Ba da, cântă imnul, pe mergi în cupe. A, că mergeți în cupe. Pe acolo îți banești. Pe acolo îți banești. Mai aveți până la bani. Până la bani mai aveți. Mai aveți. Așa... Acolo e în anticamera. Să-l ascultăm pe Adi Mutu, antrenorul echipei învingătoare. Yeah. Care ar fi concluziile? Bun, scorul... Concluziile sunt că am avut un meci reușit. Numai la nivel de goluri, dar în general a fost un meci în care
chiar dacă am fost, să spun, puțin surprins la începutul meciului, pentru că au schimbat sistemul de joc față de ce au jucat până acum, dar l-am schimbat și noi pe moment și a fost bine. Mă bucur că am câștigat, așa cum vă spuneam la început, toate meciurile sunt importante, dar unele sunt mai importante decât celelalte, mai ales când e spre sfârșitul campionatului, sezonului regulat. Era important să câștigăm 3 puncte. Mă bucur că suntem neînvinși de 7 meciuri. Mă bucur că în ultimele 5 meciuri avem 3 victorii și 2 egaluri. Suntem pe un drum bun, așa cum vă spuneam, și cu un moral foarte bun. Statisticile sunt foarte bune, neînvinși acasă, singura echipă, cred, care reușește sezonul acesta. Însă s-a primit primul gol în anul acesta, da. Supărat singura, așa puțin că singurul, s-au relaxat. Singurul lucru care mă deranjează e faptul că am primit gol în ultimele secunde ale meciului. Și un gol care nu știu dacă a fost, mă, cred că mai mult meritul nostru, că mi s-a părut că a fost autogol, că n-am văzut fazele, dar fine, singurul lucru care mi-a plăcut a fost acesta. Dar nu vreau să-l mânii pe Dumnezeu, ci să mă bucur de această victorie. Îmi felicit băieții pentru că a reușit să se concentreze, au reușit să înțeleagă că aceste meciuri sunt foarte importante, chiar dacă echipa adversară e sub noi în clasament, sunt meciurile care contează până la urmă pentru a ne atinge obiectivul. Dugan Ziș s-a specializat pe hat-trick-uri. Care e secretul? Cum l-ați... Nu, Dogan Zici într-un moment foarte bun, e golgheterul campionatului în acest moment. Se vede că are o legătură și se simte bine, o legătură bună cu echipierii lui. Se vede că se simte bine la Rapid și ne bucurăm și noi pentru că, bineînțeles, că golurile nu ne ajută să aducem puncte. Funșo, cum s-a mișcat, mulțumit? Pare că n-are nevoie de multe meciuri ca să se integreze. A apărut că a intrat Sperăm că nu. Mi-a plăcut cum au intrat. De fapt, cum am spus, toți băieții și ceilalți care au intrat bine conectați la ceea ce înseamnă ritmul la joc și pregătiți să țină ritmul, așa cum au dus-o și ceilalți. Cred că am făcut un meci bun, Funșo. Sper să se adapteze cât mai repede și să demonstreze de ce a fost adus la Rapid. Sefer a rămas aici și spunea că își dorește foarte tare să muncească, să obțină și el un loc de titular. Ce trebuie să facă pentru a vă convinge? Nu, pentru mine toți băieții sunt titulari, nu e niciunul rezervă. Sunt alegerile pe care le face un antrenor de multe ori sau lucru care te... cel mai, să spun, neplăcut pentru un antrenor în viața asta, în meseria asta, pentru că nu toți băieții se antrenează bine, inclusiv Sefer. Deci, din punctul ăsta de vedere, cu siguranță va avea din nou șansă și sper să și demonstreze că încrederea pe care i-am acordat-o. Eu cred că, cum spuneam, toți sunt titulari, toți se antrenează bine și așa, pentru a câștiga meciuri, pentru a ne atinge obiective, important ca tot să fie în formă și conectați la ceea ce înseamnă sezonul ăsta. Vă deranjează faptul că anumiți rivali comentează și spun că Rapidul este împinsă de arbitri pentru că e anul centenarului și oarecum se dorește așa, da, nu vreau să fie ajutat echipa? Nu vreau să comentez pentru că nu... Adică vreau să vorbesc fotbal astăzi cancan. Ce rezultat vă doriți mâine seară la Cluj și ce v-ar plăcea așa să vă ajute în clasament în lupta aceasta pentru play-off și pentru titlu? Mi-e indiferent. Va fi un meci frumos. Sper să fie un meci frumos. Sper ca condițiile pe care va desfășura acest meci să fie unele bune, pentru că am văzut că era zăpadă la Cluj. Nimic. Din alt punct de vedere nu prefer nimic. Mă gândesc doar la echipa mea și să-mi câștigă meciul. În rest, ce vrea Dumnezeu. N-are legătură cu meciul ăsta, însă mâine este ziua lui Gheorghe Hagi și eu știu că aveți o relație specială și dacă puteți să-i transmiteți un mesaj. La mulți ani, sănătate, bineînțeles, lui și familiei lui. Vă mulțumesc mult! Mâine! Mâine, păi, mâine, dar, că nevastă mea e astăzi. Cred că știu ce și-ar dori Mutu meciul de mâine. Nevastă mea pe 4. Și-ar dori să pierdă amândouă. Dacă s-ar putea. S-ar putea, cred că asta și-ar dori. Într-adevăr, a fost supărat, l-am văzut în meci, nu
Nu, nu s-a prefăcut. Da, pe noi are fața. S-a terminat, se ducea spre Ciobotariu și dădea din cap supărat că a luat golul ăla. Da, asta e, să mai întâmplă și așa. O să... Era mai bine 4-5-0 ăsta, dar e tot 5-0. Cum a, uite, a și scris ăștia, nu vreți? Exact, Rapidex și 5-0, da. Păi, nu, pare că a câștigat cu 5-4 la care a despărat Mutu la finalul meciului, așa la limită, la mustață. Aia era culmea. O să luăm o pauză.